Deci tu ai avut, uh, ai spus șase luni pe vas de croazieră, ce a urmat după? Ai rămas, uh, ai rămas acolo, în zonă, în Asia? Uh, nu, nu. Vasul de croazieră avea itinerariul în, în Marea Caraibelor. Uh -huh. După cele șase luni, eu m-am întors -am întors în țară, încă aveam jumătate de an rămasă din, din anul pe care îl înghețasem da, în care la facultate. Da. Uh, am concurat din nou la campionatele naționale. Am participat la campionatele naționale în țară și uh, circumstanța a fost de așa natură încât uh, chiar în, în acea perioadă se desfășurau uh, se desfășura castingul pentru un format uh, de la Antena 1 uh, care... Pentru splash. Pentru splash, okay. exact, exact, da, pentru da, da. splash. Și astfel uh, am, intrat, am intrat în acel proiect. Uh -huh. După primul sezon eu m-am întors, mi-am terminat studiile în, în Anglia Următorul an am făcut un al doilea, un al doilea contract pe vasul de Crazieră, un al doilea sezon splash uh -huh. și un al treilea sezon splash. De fapt, au fost trei sezoane, după care eu am, eu am continuat pe uh, drumul meu, pe planul meu spre spre Cliff Diving și uh, am obținut un contract în, uh, în Macau, unde am lucrat cu, uh, cu un spectacol uh, al lui Franco Dragon. The House of Dancing Waters se numea. Ok. Între Asta era ceva gen Cirque uh, du Soleil, da? Același etalon, okay. nivel foarte înalt, uh, eram, dacă stai să te gândești, doar, doar artiști la capacitate maximă, fără accidentări, fără restricții în spectacol. Eram 94 de artiști plus întreg, întreaga echipă din, din spate, din culise, 300 și ceva de oameni pe seară, două spectacole pe zi, cinci zile din săptămână, un program de 10 ore în fiecare zi, începând cu repetițiile, antrenamentele la ora 12, termin la 10 jumătate, odată ce ai dat tot machiajul jos și ai plecat acasă plin de adrenalină și energie și... Și <laughs> se spune circ, dar nu are nicio legătură cu circul pe care îl știm noi de când eram mici. Ideea uh, Cirque du Soleil e, e ceva diferit și duce în zona asta de spectacol de, de artă, chiar cu Absolut, cu absolut. Uh, cât, cât ai stat în, în povestea asta? Uh, patru ani de zile am, am petrecut în Macau, din 2015 până în 2019, uh -huh. și pentru mine... Uh, acest calup de patru ani a fost a fost o perioadă în care pot spune că am am crescut cel mai mult și în, în direcția în care în care sunt acum adică, mare, -o parte altă se, lume. mare parte se datorează pregătirii de acolo experienței de acolo um, oamenilor pe care i-am cunoscut și oameni de la care am și învățat foarte multe între între timp. Mm -hmm. um. Ți-ai făcut și banii așa cum te așteptai? A fost ok experiența și din punctul ăsta de vedere? Da, financiar era, uh, era recompensant. Uh, evident, există costuri de întreținere local. Era practic un, un job propriu-zis. Cum am spus, 5 zile pe săptămână, două zile de weekend, 10 uh -huh. ore pe care le petreceam în teatru, în teatru fără geamuri. Efectiv a fost, uh, cum să spun, un fel de... Uh, Cantonament foarte concentrat. Eu, așa l-am perceput. Fiecare oportunitate de pregătire, de antrenament, chiar dacă sesiunile erau, erau deschise, nu erau obligatorii, eu mergeam și încercam să profit de oportunitatea respectivă. Și chiar am avut și o echipă foarte strânsă cu care, pe lângă relații de prietenie, care eu sunt convins că o să dureze o întreagă viață, am, am avut schimburi foarte apropiate de experiență. Venind din școli diferite, fiind un, un mediu foarte multicultural, multinațional. cu toții aveam percepții diferite, abordări diferite pentru anumite skill-uri, anumite sărituri, elemente tehnice și mm -hmm. era un constant brainstorming. Tu, tu te-ai dus uh, în zona asta de cliff diving de acolo, uh, ai mai avut colegi cu care ai mers, au, au venit și ei în uh, cliff diving de acolo? Din da, 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 da da, la, da. La e, prau, foarte, da e foarte uh, interesant cum de acolo, cumva, uh, o mare parte dintre, uh, dintre artiști, dintre acrobați, au, uh, au venit și, în, uh, și pe scena cliff diving-ului, respectiv high diving. Um, Făcând parte din competiții la nivel de invitație, între timp au ajuns să fie și, și participanți permanenți în, în Seria Mondială. Da, deci e, e, e fani, oarecum. E amuzant să, să observ că, din punctul respectiv, adică cu toții am, am creat un, un focus group cumva. Care a avut un punct de orientare, partea competitivă. Excelent. Și ulterior. Ca să înțelegem, tu nu aveai am... nicio șansă să intri în lumea asta dacă rămâneai în București. Dacă făceai sărituri doar aici, <coughs> la un bazin din București și nu intrai în lumile astea în care nu ai. Nu neapărat, intrat. șanse probabil că ar fi fost. Dar asta a fost uh, uh, circunstanța mea. Asta a fost probabil parcursul care a funcționat pentru mine și eu. Consider că nimic nu e întâmplător. Dar cum a fost Aș momentul putut... când, când ai fost atras în circuitul de cliff diving? Ai fost selectat, te-ai dus și ai dat o probă? Cum, cum funcționează? Um, în principiu, fiecare invitație care ți se acordă la început reprezintă un, un bilet de intrare în, în lumea asta. Eu, cum am procedat, a fost să trimit o aplicație video Uh -huh. Distanța ne mi să merg, nu știu, să mă antrenez. O altă modalitate prin care uh, sportivii se afirmă este să meargă la uh, diferite etape și să solicite permisia de a se, permisiunea de a se antrena de pe platforma de 27 de metri. Asta, asta fiind un context foarte limitat. Uh -huh. Nu deci, există practic, tu platforme de tu 27 un de metri. tu montaj cu tine, da? da cu cu un montaj, ce tu să o faci? te -ai video. tu? Cum, a, cum ai Da, făcut? eu, prieten, cu sau? Da, da, telefon, camere, că ne filmam reciproc la antrenamente și am, am strâns un calup de... am făcut un montaj, am strâns un calup de, de video și l-am trimis mai departe. Asta mi-a adus prima invitație la, la o competiție încă este cel mai bun uh, rezultat de până acum al unui debutant. Eu am terminat uh, pe poziția a treia. Nimeni mm. probabil nu știa că o să vin, nu se aștepta. Uh, contextul uh, și responsabilitatea mea față de uh, față de spectacol, contractul până la urmă era, era primar. Uh, obligația mea de uh, față de show-ul din Macau mm -hmm. era, era primară și atunci eu am aplicat, însă oricând ar fi putut să, să nu mi se mai acorde concediul pe care l-am cerut pentru săptămâna respectivă, da. și atunci eu până în săptămâna concursului cumva am stat în standby. Eu în continuare îmi făceam pregătirea. În fine, pe repede înainte, m-am ajuns la Mostar 2018 și după patru sărituri în concurs am urcat pe podium. Acolo a fost și uh, locul în care am, am executat o săritură pe care nu -a mai făcuse nimeni până în punctul respectiv. Am fost primul, uh, primul care a făcut-o și poate că ăla a fost și un punct de, un punct de turnură, un punct în care uh, s-a schimbat un pic abordarea programelor tehnice de până atunci, din 2018 până în 2022, ca să, uh, să închid un pic nivelul competițional și nivelul dificultății elementelor tehnice uh, executate a crescut, e uriaș.